Trei tineri sunt căutați de oamenii legii din Petrila după ce, în spațiul public, au apărut imagini cu ei când furau încălțăminte de la ușile oamenilor din scara blocului. Filmările sunt virale și acum oamenii legii spun că sunt pe urmele lor. În imaginile de pe camerele din incinta scărilor de bloc se vede clar cum cei trei intră și își aleg încălțămintea după bunul plac. Asta în condițiile în care mai mulți locatari le aveau depozitate sau lăsate pe preș la intrarea în apartament. În urma apariției filmărilor în spațiul public, polițiștii din cadrul poliției orașului Petrila s-au sesizat din oficiu și au demarat o anchetă. Dacă vor fi identificați, cei trei se aleg cu dosar penal pentru furt calificat.